Salutare, salutare! Uite-ne în 10 iunie 2022, pachetel nou de pronosticuri. Nu mai stăm pe gânduri, vă zic să dați like la acest video, mai ales că e foarte util acum pentru mine. Abonați-vă la canal dacă vă place ce vedeți aici și în sensul ăsta setați-vă și clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. 8 evenimente pentru astăzi, o cotă totală de 119,66. Primul dintre meciuri începe la 1:05 la prânz, foarte devreme astăzi, 12:55. Sper să aveți vreme destulă să-l organizați după propria plăcere, în principal și preferabil, chiar așa cum vi-l propun eu aici pe canal, ca să pierdem simultan, câștigăm simultan când o fi să fie. Dacă voi aveți și alte variante de joc, îndoite, îmblânzite, și vă e mai favorabil așa, puteți să jucați, evident, în modul în care vă trăznește vouă. Libertate deplină. Hai să le zicem pe astea 8. Amical internațional. Mă zgârmă pe mine în diverse zone să pun amical internațional pe bilet, dar așa au zis sursele, așa merg și eu astăzi pe întâlnirea dintre Japonia și Ghana. Meciul ăsta care se întâmplă foarte devreme astăzi la 12:55, probabil la japonez pe acasă, cu orele astea atât de proaspete, mizăm pe victoria japonezilor. Japonia 1 solist în amicalul ăsta cu Ghana. Să sperăm că nu ne arde de la primul meci din nou toată treaba și merge totul bine. Dar ce să mai povestim? De exemplu, Bulgaria n-a fost în stare să-i bată cu Gibraltar, au jucat ieri, parcă cu Gibraltar. Au făcut 1-1 cu Gibraltar, deci vă dați seama la ce mod se pune problema. În cine te încrezi mai tare, ăla îți dă cu șutul în pizda. Continuăm cu Finlanda, Ikonen. Se întâlnesc în Ikonenul finlandez, Pif Pargas, cu Ekenas sau Ekenes. Am auzit în ambele feluri pronunțându-se corect, puteți să mergeți pe Ekenes ca pronunție corectă. Acești oaspeți finlandezi vor și câștiga meciul. Mergem pe 2 solist, Victoria Ekenas sau Ekenes. 2 solist în Finlanda, Ikonen. Întăvăleala asta cu Pif Pargas. Mai departe intrăm în alea importante. UEFA Liga Națiunilor. Păi cum dracu să lipsească în perioada asta? Altceva nici nu prea avem ce să selectăm. Azerbaijan are întâlnire cu Slovacia. Vor câștiga slovacii. Mergem pe 2 solist, Victoria Slovacia. După care intrăm în Uruguay, prima divisionul de acolo, și ne uităm la meciul dintre River Plate Uruguay, nu echipa cu același nume din Argentina. Se duelează cu Cerrito, da? Cerrito. Cerrito însă pierde jocul și vor câștiga gazdele chiar și aici. Mergem pe unul solist, mizăm pe victoria River Plate Uruguay. Și din nou UEFA, Liga Națiunilor, Austria are întâlnire cu Franța și vom miza pe victoria de oaspeți, vom miza pe victoria francezilor. Mergem pe 2 solist, mizăm că vor câștiga francezii. Franța 2 solist, hai să zicem că se întâmplă să câștige. După aia, Irlanda, divizia 1, continuă biletul cu întâlnirea dintre Longford Town și Bray Wanderers. Câștigă gazdele și aici, mergem pe 1 solist, câștigă Longford Town, da? În Irlanda, divizia 1, mergem pe 1 solist, pe victoria Longford în locul oaspeților Bray Wanderers. Că se vor întâmpla altfel lucrurile, sunteți prea familiar cu ce se întâmplă cu meciurile astea, de asta vă recomand permanent să jucați absolut responsabil, absolut echilibrat. Mize de 2 lei, 5 lei sunt suficiente pentru astfel de bilete. Nu vă aruncați la cheltuieli mai mari, pentru că s-ar putea în proporție de 85-90% să fie din nou o zi de pierdere. Trebuie jucat cu cap și bătut în perete cu ciocanul până se sparge, știți bine rețeta. Mai zicem încă o treabă, ba chiar două treburi până la final de bilet din UEFA, Liga Națiunilor. Se mai întâlnesc Andorra cu Liechtenstein și vom miza pe victoria gazdelor. Mizăm pe unu solist, victoria Andorrei. Andorra 1 solist câștigă meciul cu Liechtenstein.
Probabil sunt și motivat să trag atât de tare dacă au cotă 1.90, 1.60, 1.70. Nici nu mai știu cât am văzut-o comparat cu 5 și ceva la Liechtenstein. Hai să mizăm așa, Andorra 1 solist. În fine, închidem biletul tot în Liga Națiunilor, în UEFA, da? Cu Danemarca versus Croația. Punem pe bilet 1 solist pentru victoria Danemarcei, pentru victoria danezilor. Mizăm pe 1 solist victoria Danemarca și să sperăm că se închide biletul cu un câștig. 119.66 e cota de azi. Poate avem ceva noroc. Pe lângă biletul ăsta de pe canal, sunteți foarte familiar deja că eu mai am două bilete mai lungi decât ăsta pe grupul meu privat de WhatsApp. Cote de 800, 1000 plus și așa mai departe. Pot deveni și ele câștigătoare odată la 7-8 luni. S-a întâmplat pe 30 aprilie să iasă verde o cotă de 1293, aproape 1300. Am luat atunci cu 2 lei pariați 3300 de lei. Alții au pariat pe grup cu 4 lei, au luat 6750 de lei. Se pot întâmpla, mai rar, dar se pot întâmpla și cu biletele astea, cotele astea mai grele, minuni. Se pot întâmpla din când în când cote verzi și cu biletele astea. Biletul ăsta de pe canal a fost și el câștigător cel mai recent, în același 30 aprilie 2022, cu o cotă 336. Vă puteți uita la clipul din 1 mai să vedeți cum a stat treaba. Dacă vreți să veniți pe grup, evident, detaliile de acces, ca de fiecare dată, stau în subsolul de clip. Eu vă aștept acolo, aveți numărul meu de telefon, putem să stăm de vorbă pe WhatsApp, ce și cum, dacă vă inspiră și coafează să riscați 6 lei pe zi, câte 2 lei miză minimă pe toate cele 3 bilete, asta înseamnă 180 de lei pe lună, aveți banii ăștia de riscat, fără să vă afecteze viața și economiile. Haideți să ne distrăm cu ele și să riscăm, căci poate mai vine vreun câștig vara asta. Poate în luna asta, iunie, poate în iulie, poate în august. Dumnezeu cu mila, vom vedea. Mult noroc, ne auzim cu bine, ne regăsim pe aici.